14 milioane pe an. Un kilometru jumate, doi, nu mai mult. La asfalt putem folosi în jurul de 6 milioane pe an. Restul merge la întreținere. Și ne-am pus scopul ca cât mai mult să asfaltăm. Anul trecut am asfaltat un kilometru de drum la Cărbuna, un kilometru de drum la Cigârleni, anul acesta un kilometru de drum la Bălțați și am făcut reparații capitale la Socitieni și la anul ne gândim la Băratic, tot asfaltăm drumul. Avem vreo 10 întreprinderi mari care în raionul Ioloveni care produc producții care o exportă și în Uniunea Europeană. Numai anul 2021, până în prezent, are alocări la buget peste 37 de milioane. Ioloveni Gaz, care are vreo 29 de milioane. Pe urmă merge Bardar, care produce coneacurile noastre, are vreo 27 de milioane. Noi avem relații bune cu multe județe din România. Anul trecut, județul Ilfov din România ne-a ajutat cu 1,5 milioane de lei și am făcut o acoperiș la Liceul Teoretic Olimp din Costești. Foarte mulți oameni din raionul Ioloveni lucrează în Chișinău. Și iată, impozitele le plătesc acolo, dar serviciile sunt aici la noi. Trebuie să atragi și investiții, pentru că noi avem un buget foarte... un buget care îi pus numai ca să poți supraviețui. Ar trebui să susțină producătorii noștri, să nu le amestece, pentru că la noi, știți cum, de regulă, când este o întreprindere care se dezvoltă normal, cineva vrea și el să tragă niște foloase de acolo și să duce să începe să facă niște lucruri. La noi, în Ioloveni, așa ceva nu există. Când vrei să faci ceva, să vrei să faci. Dar nu să te gândești ce să ai de acolo. De acolo trebuie să aibă oamenii și nu noi, autoritățile publice.